Acneea este un cuvânt care ne poate trimite înapoi în tinerețe și chiar adolescență. Chiar dacă am lăsat de mult acele vremuri, acneea poate să ne urmărească. Așa că hai să vedem ce stă la baza acestui fenomen neplăcut. Se pare că alimentația are un rol semnificativ atunci când vorbim despre acnee. Consumul excesiv de zahăr sau fast food creează nenumărate inflamații în corp. Aceste alimente cu indice glicemic ridicat stimulează producția de insulină, ceea ce duce la o creștere a producției de sebum. Există bacterii specifice care joacă un rol important în dezvoltarea acneei. Ele trăiesc pe pielea noastră, se multiplică extraordinar de mult și ajung să cauzeze inflamație și coșuri. Sigur că și rutina greșită de întreținere a pielii are un efect major. Curățarea excesivă sau peeling-ul foarte agresiv poate să ne aducă probleme. Lipsa hidratării și a activității fizice contribuie și ele la această problemă a acneei. Nu este vorba despre a alege produsul corect de skincare, ci chiar de menținerea unui stil de viață sănătos și echilibrat cap-coadă. Nu uita că pe piele se vede sănătatea ta din interior, așa că hai să începem să avem mai multă grijă de ea. Vrei să primești gratuit informații utile despre un stil de viață echilibrat? Abonează-te acum la sorinșidiana.ro.